veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cea de-a 18-a lecție din tematica Hristos și spășirea, gloria mântuirii. Vom avea două lecții, ambele rezervate subiectului cele de-a doua veniri, după care încheiem ciclul acesta lung, poate mai greoi, dar așa spune și scriitorul Epistolei către Evrei, că unii au rămas obișnuiți cu lapte și ar trebui să-și dea drumul mai întâi în plan al cunoașterii și apoi în planul trăirii acestor realități, în vederea aprofundării în tainele mântuirii. Și Epistola către Evrei, în mod special, se ocupă cu aceste lucruri, cu planul răscumpărării, cu lucrarea nou testamentală, care este cu atât mai bună decât cea din Vechiul Testament, cu cât mai de slavă este Domnul Hristos decât Moise sau noul templu al Duhului Sfânt sau al împărăției față de lucrarea din Vechiul Testament. Vorbind despre gloria mântuirii, trebuie să vedem și să recunoaștem că toate lucrările izvorâte din Dumnezeu, toată creația, poartă amprenta slavei sale, dar răzvrătirea și păcatul au umbrit slava lui Dumnezeu, atât din creație cât și din persoana umană. Și astfel, oamenii trăiesc în întuneric. Iată ce spune Pavel în Romani, capitolul 1. Există, vis-a-vis de lumină, un motiv a celor care vor să găsească incompatibilități între Biblie și știință, în măsura limitelor cunoașterii umane, cu referire la apariției soarelui ziua a patra și a existenței luminii din ziua întâi. Este suficient chiar și ceea ce abordăm, să amintim despre slava lui Dumnezeu, care nu are nevoie în lucrările sale să fie ajutată la o adică de anumite lucrări. Dumnezeu radiază de la sine, atât în plan spiritual, cât chiar în plan vizibil. Iată ce scrie așadar în Romani 1, versetele 20 și 21. În adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Orizontul uman a fost umbrit. Amintiți-vă și de Adam și Eva, cărora imediat după căderea în păcat, învelișul strălucitor al luminii le-a dispărut și au constatat că sunt goi. De aceea spune Scriptura în aceeași epistolă, citim în 3 cu 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Tot pe acest considerent, oamenii nu pot să-L vadă pe Dumnezeu, pentru că nu pot privi slava în care locuiește Dumnezeu. Dar prin lucrarea ispășirii, despre care noi am vorbit în lecțiile acestea, Domnul Hristos a readus lumina și urmează să ducă pe mulți fii la slavă. Iată ce scrie în Evrei, capitolul 2. Din nou, lumina este mai întâi una de natură spirituală, interioară, dar apoi, efectiv, vom fi duși în prezența slavei lui Dumnezeu ca și manifestare vizibilă a gloriei sale. 2 cu 9 și 10. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, două lucruri distincte, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și din care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Haideți să privim, după acest gând introductiv, la câteva aspecte din Scripturi ca să conceptualizăm bine imaginea mântuirii și apoi a slavei care va fi adusă de mântuire sau, dacă vreți, în care vom fi duși prin mântuire. Expresia soteria se traduce prin a fi întreg, a fi eliberat atât spiritual cât și natural, a salva în întregime și a face sigur, pentru că mântuirea va face ca întreaga noastră ființă să fie transformată într-o altă ființă despre care nu avem toate detaliile,
dar ființă care va trăi în prezența lui Dumnezeu. Pentru că spune Ioan, vom fi așa ca El. De altfel, tot ceea ce vedem noi în Scriptură, fie că e vorba de Vechiul Testament și etapele acelea premergătoare lui Hristos, fie că e vorba de lucrarea prin biserică, toate curg spre scopul final, care este mântuirea. Sunt etape ale mântuirii și când mântuirea va fi realizată în mod integral, atunci vom intra în slava lui Dumnezeu. Rămânând aici în Evrei, de unde am citit ultima dată, să adăugăm și versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Deci, mântuirea lucrată de Fiul lui Dumnezeu și desăvârșită la a doua venire a sa, este net superioară oricăror lucrări din Vechiul Testament sau pe care oamenii și le-au putut imagina într-o formă sau alta. Mântuirea, trebuie să înțelegem că s-a realizat în parte, în trei etape, exact cum am vorbit și despre alte lucrări, privind lucrarea aceasta sub un alt unghi de vedere. Am fost mântuiți în trecut, suntem mântuiți acum sau suntem în proces de mântuire și vom fi mântuiți în definitiv când Domnul va veni. Pentru că mântuirea este completă doar cu un trecut, un prezent continuu și în viitor sigur. Unii pot să observe din neatenție, să zicem, acordându-le cel mai favorabil caz, anumite contradicții. Pentru că sunt pasaje în Biblie unde scrie că am fost mântuiți și altele unde spune că vom fi mântuiți. Am fost și vom fi. Haideți să vedem aceste aspecte, dar mai întâi citim un verset care le cuprinde pe toate trei ipostazele, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 10. Apostolul Pavel, ca unul care a primit o lumină clară de la Domnul, de ansamblu asupra acestei lucrări, scrie, El ne-a izbăvit, a rezolvat trecutul nostru și fiecare când se uită în trecutul lui știe și poate măsura ce a făcut Dumnezeu până aici pentru el în mântuire. În mod special pentru cei care s-au întors la Domnul din lume, dar și pentru ceilalți. Tot trecutul, apoi prezentul și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și viitorul și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Căci Dumnezeu este credincios, slăvit să fie El. Vorbind în mod concret despre trecutul mântuirii, citesc în Luca capitolul 2 și vreau să ne amintim că atunci când Domnul a venit pe pământ prin întrupare, veștile în jurul lui îl prezentau ca mântuitor și se puncta momentul apariției mântuirii. 2:11. Astăzi în cetatea lui David i s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Acesta a fost mesajul unui înger. Iată ce a zis un om peste care era Duhul Sfânt și care aștepta mângâierea lui Israel în versetul 29 și 30. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Și 31. Pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor și chiar versetul următor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Observați că mântuirea are în ea slava, care, repet, este finalitatea mântuirii. Despre mântuirea ca trecut, ea a fost realizată la venirea Domnului pentru toată lumea, iar pentru noi, acel moment are loc când suntem botezați. Iată ce scrie și vă dau un singur verset, Fapte 16 cu versetul 31. Când demnicerul a întrebat ce să facă în vederea mântuirii, i s-a spus primul pas. Crede în Domnul Iisus, credință pe care El a mărturisit-o și noi de asemenea la botez și vei fi mântuit, tu și casa ta. Cred că despre acest moment nu ne îndoim niciunul, măcar că se observă că diavolul pe unii prinde sub ispita aceasta de a nu crede că au fost mântuiți de trecutul lor. Jertfa Domnului este atot suficientă, așa cum spune în Isaia 40, chiar de două ori am primit din mâna Domnului. Domnul a acoperit întreaga suprafață păcătoasă cu mantaua mântuirii sale și oamenii sunt eliberați de trecut. Vorbind despre prezent, și aici trebuie să fim atenți, citesc din 1 Corinteni capitolul 15.
Pentru că există unele concepte conform cărora omul odată mântuit, punându-se prea mult accentul pe momentul mântuirii de la botez, dar iată ce scrie Pavel, 1 Corinteni 15, de la versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Imaginați-vă ca și cum am primit un dar care e format din două piese. Noi am primit partea suport și va fi pusă cea de-a doua, slava lui Dumnezeu, peste baza mântuirii care se realizează acum. Și ca să înțelegem că momentul de la botez și momentul de la revenirea Domnului sunt legate, Scriptura identifică perioada aceasta sau segmentul acesta numind-o calea mântuirii. Pentru că Domnul spunea că există o poartă strâmtă și o cale îngustă. Mântuirea e pe poarta strâmtă și se păstrează pe calea îngustă. Dar eu vă citesc ceva ce sună frumos în 2 Corinteni 2 cu 15, ca să fie un îndemn pentru toți cei care vor să meargă pe calea mântuirii. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos. Printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Cu diferența precizată în versetul următor. Pentru cei de pe calea pierzării, o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru ceilalți, o mireasmă de la viață spre viață. Și mântuirea la a doua venire o observăm din citatul din Tit 2. De acest moment se leagă toate așteptările noastre. Citim de la versetul 11, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat în trecut și ne învață pentru acum să o rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavii, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Așadar, dacă Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a mântuit să dovedim că suntem mântuiți. De aceea spune Scriptura, și aici iarăși este o neînțelegere pentru unii. Noi prin faptele de pocăință ce le facem, pe bună dreptate se spune că nu ele ne aduc mântuirea, ele însoțesc mântuirea, iar pentru ele vom lua o răsplată de la Dumnezeu. Și haideți să adăugăm și din 1 Petru capitolul 1, unde lucrurile sunt prezentate pentru cei din vremea aceea care erau într-o perioadă grea, o perioadă de prigoană. Și când omul este la necaz, altfel privește la mântuire. Dacă o duce bine pe pământ, cum spunea cineva, parcă ar mai trăi, că are și acei condiții, dacă e și sănătos și dacă are și o familie unde este, există înțelegere, împlinire. Dar pentru cine a gustat necazul sau boala, el privește cu totul cu alți ochi spre momentul revenirii Domnului și al mântuirii de pline. 1 Petru 1 cu versetele 3 la 5 și apoi 9. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și nouă, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Atunci mântuirea va fi definitivă, irevocabilă, nimeni nu va mai putea cădea. Atunci, cu adevărat și pe bună dreptate, va rămânea doar imaginea trupului Hristos, care va purta amprenta jertfei, că în cartea Apocalipsei este prezentat ca o miel junghiat, ca toată veșnicia să nu se uite sacrificiul mântuitor pe care El l-a adus. Haideți acum să privim efectiv la gloria divină, acea șechina, cum îi se spune în ebraică, adică manifestarea vizibilă a gloriei lui Dumnezeu. Să observăm cum este ea descoperită în procesul mântuirii. O formă a slavei lui Dumnezeu este cosmosul acesta. E suficient să privești ziua și uneori parcă este atât de încântător să ieși noaptea afară după ce ai citit la lumină ca să poți vedea Psalmul 19, versetele 1 la 6. Când privesc cerurile, vezi, dacă vreți, curtea tronului lui Dumnezeu. Splendoarea aceasta infinită, că strălucesc
mii și milioane și miliarde de stele, așa cum ne putem noi imagina, până în depărtări, ca să arate câtă slavă poate înmagazina Dumnezeu și câtă glorie poate să radieze în jur. De asemenea, în Vechiul Testament au fost momente în care Dumnezeu, ca și cu un fascicul de laser, și-a arătat slava. Au fost momente speciale de care poporul s-a bucurat și au fost conștienți că acolo este prezența lui Dumnezeu. Eu cred că îngerii au slavă doar din trăirea lor în intimitatea lui Dumnezeu. E adevărat și potrivit cu felul în care ei sunt făcuți. Dar dacă și un Moise în carne și oase stând în prezența lui Dumnezeu, de la un moment dat a început să fie radiant. Dar îngerii care stau de mii de ani în prezența lui Dumnezeu. Dar să citim din Vechiul Testament, din Exod, capitolul 24, versetele 16 și 17. E vorba de momentul din pustie. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În ziua a 7-a, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. Deci, o strălucire care pe oamenii topea, dar făcea ca Dumnezeu să trăiască, cum de altfel El își duce existența în acea slavă care nu este concepută de noi în termeni fizici, chimici, de neînțeles. Tot aici, capitolul 40, versetele 34 și 35. Slava lui Dumnezeu coborâse de pe vârful muntelui, în cort, în locul unde Dumnezeu a spus că va locui între ei. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Dar slava aceasta a fost, dacă vreți, ambalată în nor, pentru că n-ar fi fost posibil ca oamenii să trăiască în prezența ei întreagă. A fost învelită în norul acela, cum scrie în Noul Testament că la un moment dat, deși ei au văzut o parte a slavei când s-a arătat Domnul Moise și Ilie, un nor i-a ascuns. Să citim acum în 2 Corinteni 3, unde ni se face lumină asupra acestei lumini strălucitoare, versetul 7. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, în sensul legii care era o condamnare pentru om, datorită păcatului, scrisă și săpată în pietre era atâta slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Cum de n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Deci, lucrarea în Noului Testament e o slavă ascunsă, care nu te bate la ochi să nu poți privi la ea, dar este de o dimensiune mai bogată decât cea din Vechiul Testament, care, repet, și aceea a fost doar o anumită măsură. Exista o relatare cum că în vechime un împărat, să zicem printre primele specimene de atei teoretici, i-a cerut unui biet om să-i spună unde-i Dumnezeu, să-i-l arate. Și bietul om simplu i-a zis, ieși puțin afară, uite-te la soare. Și împăratul a început să lăcrimeze și i-a zis, păi n-am cum să-ți-l arat dacă la unul dintre umilii lui slujitor tu nu poți să te uiți. El este dincolo, uite-te bine că se vede prin toate astea. Să observăm acum, prin oamenii care au văzut lucrul acesta, slava lui Dumnezeu în câteva situații. Exod 33, momentul acesta al slavei lui Dumnezeu pe fața lui Moise. Versetele 18 la 22. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, rețineți expresia. Și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Cu alte cuvinte, de tine, uite, în situația asta am milă. Și îți fac un har cât se poate. Domnul i-a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi. Căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te vei pune în crăpătura stâncii și te vei acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Vă imaginați momentul acela? Moise s-a ascuns de palma lui Dumnezeu și văzându-i doar spatele. Și noi avem cântări în care spunem, fața ta o voi vedea,
ce va fi atunci? De aceea am socotit că merită câteva cuvinte spuse despre slava lui Dumnezeu. Și vom vedea, anticipez chiar de acum, cât de orbit este omul care va fi atras de slava lumii pe care o pune diavolul în față. Nici nu poate fi comparată cu slava lui Dumnezeu. Iată și din capitolul 34 o altă imagine, de data aceasta a prezenței lui Moise în popor, de la versetul 29. Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. În această idee înțelegem mai ușor ce scrie în Cartea Eclesiastului, că la cel înțelept și înfățișarea feței îi se schimbă. Și cred că vi s-a întâmplat să circulați prin oraș, să fiți undeva unde nu cunoșteți oamenii și să-ți dai seama când te uiți la un om sau când mergi cu el, măi, omul acesta cunoaște pe Dumnezeu totuși. Radiația feței lui, chiar dacă nu este una efectiv strălucitoare, este marcată de acea blândețe care poartă forma slavei din Noul Testament, o slavă în Duh. Să luăm un altul, Isaia 6. Acest proroc este numit evanghelistul Vechiului Testament, pentru că în cartea sa sunt foarte multe profeții despre mântuire, despre cea din tâi venire, despre cea de-a doua și mântuirea care va fi instalată. 6:1. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii, cel mai înalt grad îngeresc, stăteau deasupra lui și aveau fiecare 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Și strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Versetul 5, atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Deci a fost o viziune dumnezeiască. El a fost sfințit în vederea lucrării sale profetice, dar oricum ați reținut atitudinea care l-a marcat pe proroc la vederea, chiar în viziune, doar a slavei lui Dumnezeu. Să privim în Ezechiel 1, pentru că aici avem niște detalii suplimentare, de la versetul 26. Dacă în Isaia am văzut bolta de serafim, aici este prezentat suportul tronului de domnie. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită, ca niște foc, înăuntru căruia omul acesta și care strălucea de jur împrejur, de la chipul rinichilor până sus și de la chipul rinichilor până jos. Am văzut că ca un fel de foc și de jar împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare, ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie. Așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Observați că n-a putut să o descrie cu toate detaliile. Un foc înăuntru altui foc, o lumină, ca un jar, ca un curcubeu, ceva ce nu putem noi dimensiona decât ne poate produce o uimire și toată o bucurie întreagă pentru a dori să ajungem la Dumnezeu. Sunt și alte detalii în cartea Ezechiel, pentru cine dorește, în capitolul 8, în capitolul 10. Eu nu o să vă mai citesc aceste detalii, pentru că vreau să punctăm și un moment din Noul Testament când un om a avut harul să vadă imaginea Fiului Dumnezeu și o parte a slavei lui Dumnezeu. Fapte 7, versetul 55. Aici în Noul Testament, vă rog să sesizați diferența față de Vechiul Testament, parcă privirea este mult mai familiară, pentru că într-adevăr noi suntem mult mai aproape de Dumnezeu, suntem deja înfiați. Ei erau priviți ca robi în Vechiul Testament. Era onoare pentru rob să se apropie de curtea maiestății sale împărătești. Dar pentru un fiu este un acces de altă natură. Ștefan a zis, după ce și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu, nu se dau detalii,
și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și ca să observăm totuși legătura cu imaginea din Vechiul Testament, citim din 6:15. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Oare n-ar fi trebuit ei să înțeleagă din scripturile Vechiului Testament că aici este lucrarea lui Dumnezeu? Ei erau obișnuiți cu o idee despre slava lui Dumnezeu, dar nu puteau concepe ca accesul în slavă să fie prin Fiul lui Dumnezeu, pe care Ștefan l-a văzut. Acum, după ce am citit din scripturi cum Dumnezeu a deschis, dacă vreți așa puțin, geamul sau ușa, sau poate vizorul doar, să vadă oamenii slava, după ce i-a arătat-o lui Ștefan primul, care s-a dus în glorie ca și martir, sau înspre glorie, mai corect, haideți să privim în mod concret și aplicativ la slava mântuirii și la momentele pe care noi le vom parcurge pentru a intra în ea. Cine este de fapt slava? Este radiația frumuseții Domnului, izvorâtă din desăvârșirea Lui. De exemplu, te uiți la o floare, ce-ți place la ea? Felul în care este aranjată, culorile în sclipirea lor, forma ei, la Dumnezeu ne va uimi și toată veșnicia vom fi încântați de slava Lui, de ceea ce a anticipat David când a zis: aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, să mă bucur și să văd frumusețea lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 3, sunt văzuți oamenii parcă urcând pe trepte spre slava lui Dumnezeu. 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită, spre deosebire de Vechiul Testament, ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Deci, nu va fi doar o schimbare bruscă atunci. Schimbarea este fază cu fază. 16:17. Căci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Pentru că nu uitați, omul din afară, el niciodată nu va intra în slavă în forma aceasta. Carnea și sângele nu poate moșteni împărăția. De aceea, ca în veliș, vom primi altul pentru a intra în slavă, dar omul dinăuntru trebuie să intre. Și el trebuie să-și dobândească statutul acesta treptat de a intra din slavă în slavă, de a fi înnoit din zi în zi. Și citim și versetul următor, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că au fost oameni care au suferit, care au răbdat. Oamenii aceștia trec prin operații de șlefuire și când ambalajul fizic va fi dat la o parte, ei vor sclipi, umblând, urmând a fi îmbrăcați tot în ceva sclipitor pentru a intra în slava lui Dumnezeu. Atunci, la răpire, la înviere pentru cei decedați, va fi momentul cuplării omului dinăuntru îmbrăcat în slava Duhului și a slavei noului trup, care e comparat în 1 Corinteni 15 cu diferite stele care strălucesc mai mult sau mai puțin, dar toate au strălucire. Și în forma aceea îl vom întâlni pe Domnul, care, așa cum este prezentat în cartea Apocalipsei, va veni îmbrăcat în slavă după ai Săi. Să citim din Matei, capitolul 13, exact cuvintele Mântuitorului, versetul 41-43. Fiul omului va trepite pe îngerii Săi, va fi de asemenea primul moment în care vom sta față în față cu îngerii, văzându-ne reciproc. Și ei vor smulge din împărăția Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce se vărășesc fără de legea. Și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pentru cei răi și acum, atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Va fi efectiv și o strălucire vizibilă. Să citim
Și din Filipeni, capitolul 3, tot despre momentul acesta al intrării în slavă, printr-o formă schimbată decât cea a existenței noastre fizice, vremelnice. Versetele 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Deci, când spune Scriptura că vom avea un trup ca al lui, face referire la trupul de slavă, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Și să citim și din 1 Corinteni 15, pentru că acolo avem imaginea celor înviați, versetele 42 și 43. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Observați contrastele acestea precizate aici. Putrezire, adică o natură de moarte, adamică. Neputrezire, nu mai moare nimeni. Ocară, pentru că ocara este, în cazul acesta, starea de pierdere a identității pe care o a avut-o Adam, chiar prin creație. Disprețul, mizeria unui trup muritor pe care îl mănâncă viermi și înviază în slavă și de asemenea este semănat în neputință. Vedeți, noi ne putem deplasa acei la nivelul solului. Mai trudim cu avioane, cu nave cosmice și iarăși înapoi. Și înviază în putere, vom fi altfel dimensionați, structurați. Biblia spune că vom fi ca îngeri, ori despre îngeri spune Scriptura că sunt tari în putere, nu doar o putere umană obișnuită cum avem noi astăzi. Unde vom sta în veșnicie, în trupurile acelea de slavă? Pentru că trebuie să înțelegem că dacă îl vom întâmpina pe Domnul transformați în slavă, în noul nostru statut, care va fi activitatea noastră și locul nostru de ședere? Aici v-am citit trei aspecte. Nu doar nemurire, slavă și altă putere. Scriptura prezintă paradisul, și un termen sinonim, sau Edenul, ca și loc al gloriei recuperate. Locul acela care a fost suspendat, a dispărut raiul lui Dumnezeu, va fi deschis pentru sfinți. După ce, potrivit cu ce scrie în Romani 8, va fi schimbată și natura. Și Scriptura ne dă mai multe detalii în Apocalipsă, dar noi citim de aici, de la versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Concret, la ce se referă, ne explică în versetele următoare. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea, partea ca natură, nu neapărat partea ca păcat, a fost supusă de deșertăciune nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, a entropiei și a descompunerilor care anulează orice slavă de moment. Să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu, dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii, dar nu numai ea, ci noi, care avem cele din tâi roadele Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fiere, adică răscumpărarea trupului nostru. Când vom ajunge acolo, iar detaliile ne sunt date în mod special prin revelația apostolului din cartea Apocalipsei,
Dar eu nu voi intra acum în detalii pentru că v-am spus că mai avem două lecții. Lecții în care ne vom ocupa strict de revenirea Domnului, nu să parcurgem cartea Apocalipsei. Și vom trata revenirea Domnului în vederea desăvârșirii mântuirii, nu sub alte aspecte. Dar este totuși important să avem o imagine în tema noastră asupra ceea ce va fi în cartea Apocalipsei și haideți să citim Scriptura, să o deschidem doar la ultima ei filă, în capitolul 21 de la versetul 10. Este prezentată aici localizarea sfinților în locul slavei. Și m-a dus în Duhul pe o munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Se cobora pe noul pământ, care este o lucrare a slavei. Având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de aspis, străvezie ca cristalul. Și sunt prezentate aici atâtea pietre prețioase. Imaginați-vă ce radiație luminoasă dau ele. Versetul 23, pentru că n-aș vrea să rămâneți cu impresia că slava lui Dumnezeu vor fi doar așa, că ne pune niște costume, cum și-ar dori acum cosmonauții să străbată cosmosul. Vom fi chiar din punct de vedere fizic sclipitori. De altfel, așa sunt ființele din prezența lui Dumnezeu. Amintiți-vă cum este prezentat acel heruvim ocrotitor din cartea Ezechiel, cum strălucea prin felul în care era aranjată ființa lui. Și vreau să cad accentul pe ce scrie aici în versetul 23. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia este mielul. Deci, slava ca și imagine cosmică, fizică, este ceva peste ce a văzut omul. Dar deasupra acestei slave, așa cum am citit din Ezechiel, este superlativul, slava lui Dumnezeu și slava mielului. Într-o asemenea slavă cosmică și în intimitate cu slava absolută a lui Dumnezeu, vor fi sfinți. Și acum noi alegem slava aceea sau slava lumii. Pentru că vreau să mergem la momentul ispitirii Mântuitorului în Luca 4. Să știți că omul a fost destinat pentru slavă. Și slava este ceva ce te atrage. După cum dacă ai fost creat să fii familist, te atrage sentimentul de familie. Dacă omul a fost creat să fie religios, își caută pe cineva cui să-i se închine. Omul a fost creat pentru slavă. Și diavolul, chiar pentru că știe că omul are adaptare la slavă, vrea să fure imaginea cu slavă. 4, de la versetul 5. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: ție-ți voi da toată stăpânirea, și nu numai, și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dai oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Și Domnul Hristos, evident că n-a acceptat sub nici o formă. În aceeași ispită a fost Moise, Evrei, capitolul 11. A fost om și el ca noi, și Domnul și Moise, cu diferența de natură, dar nu de ispite. 11, de la versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Pironiți! Deci dacă nu vei trăi tot timpul atras de slava dumnezeiască, există pericolul să te fure slava lumii acesteia. Palatul faraonic, nu exista atunci pe glob altceva ca ceea ce aveau egiptenii. El a refuzat toate acelea și a ajuns ca într-un preambul să primească un dram din slava lui Dumnezeu. Slava nu i-a fost dată să o vadă, după cum nici în Canaan nu i-a fost îngăduit să intre. Dar mai târziu este văzut în prezența Domnului și a lui Ilie în slavă și va fi, cred, unul dintre cei mai aproape de Dumnezeu pentru toată veșnicia. Dacă ajungea faraon, că unele istorii așa ne dau că Moise putea să ajungă faraon. Îi se odihneau și astăzi oșcioarele dacă ar fi fost bine îmbălsămate în vreo piramidă.
slavă de muzeu. Îmi amintesc când am fost la Paris, oamenii au zis, hai să te ducem pe Champs-Élysées seara să vezi ce lumini. Și este o anumită atracție. Nu știu cum se numește strada aceea centrală de la Dumnezeu, că probabil între porțile acelor fi ceva legături, ceva străzi. Dorim să ajungem numai și numai acolo. Dar nu uitați, diavolul te pune în fața slavei lui și nu trebuie să te închini. E suficient să o admiri, este o lipsă de fidelitate față de Dumnezeu. Și este dovada că nu-i slavă în duh când oamenii își frumusețează chipurile, chiar bisericile, spunând că asta ar da vreo formă de slavă. În Noul Testament toată slava e în duh și o simți prin duh și o trăiești. Și așteptăm adevărata slavă vizibilă pentru atunci. De aceea, fără să condamnăm noi ceea ce face societatea în plan cultural, dacă nu iese dintre anumite limite, dar noi să nu fim atrași spre așa ceva. Casele noastre să nu fie tot una cu ceea ce este în lume, că în lume stăpân diavolul. El are slava lui, dar la noi acasă și în inima noastră cu atât mai mult trebuie să primeze și să domnească slava lui Dumnezeu. Și Ioan 17, într-o primă idee, urmând încă una scurtă, ceea ce se ruga Domnul Iisus și ceea ce cred că ar trebui să constituie un subiect, un capitol, chiar în rugăciunile noastre. 17 de la versetul 22. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Ce slavă aveau apostole? Aveau pentru cine o vedea. Că nu degeaba când se producea câte o minune, oamenii au zis ăștia zei. Dar erau slavă ascunsă. Pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte din temerea lumii. Iată de ce vom primi un trup ca al Domnului, ca să dovedească, va fi ultima dovadă. Cu asta va începe veșnicia, că ne iubește și pe noi cum l-a iubit pe Iisus. Ne va da slava Lui să ne rugăm, chiar dacă, și cum zice Pavel în Corinteni 2, nu putem pricepe cum să ne rugăm, cum să ne îmbraci în slavă. Noi nu putem să spunem ca și o fetiță care spune, mamă, uite, te rog să-mi cumpere o rochie, uite, așa să fie, de culoare asta și așa să fie. Noi doar spunem, Doamne, vrem să ajungem acolo la Tine, la slabă, dar nu știm cum să-ți povestim exact. Dar am vrea să fim în prezența Ta și să vedem frumusețea slavei Tale. Și încheiem cu Evrei 4. Este un moment ca să ne mai gândim odată ce trecătoare sunt lucrurile. Este un vers care zice, toată slava lumii piere mai degrabă decât vine. Veșnic e numai slava celui care face bine. E omul frumos și peste câțiva ani îmbătrânește. Aranjăm câte o casă și nu știu ce se întâmplă, cade-te în cuiala. Cumpărăm câte o mașină încât sclipește metalizată și în curând rugina nu-i mai de acord cu noi. Pentru că slava asta e atât de trecătoare. Chiar și aceea din Vechiul Testament era trecătoare și își punea măhrama ca să nu vadă că fuge. Și aici în Evrei 4 scrie că noi vom ajunge la Dumnezeu intrând în odihnă. Adică nu vom merge să admirăm slava și repede să nu clipim, să înmagazinăm cât mai mult. Acolo rămânem în slavă. Asta va face ca fericirea să fie întreagă. Iată ce scrie aici, de la versetul 3. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Versetul 9. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. 11. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Evreii au ratat odihna prin Iosua în Canaan, care oricum era un simbol. Finalul versetului 3,
lucrările lui Dumnezeu erau isprăvite de la întemeirea lumii. Dumnezeu a făcut pe om în ziua a șasea. Și el a intrat în ziua a șaptea direct în odihnă. Ce se întâmplă acum e ziua afacerii omului. Noi suntem în ziua a șasea și vom intra direct în odihna slavei lui Dumnezeu. Odihnă, pe de o parte, înseamnă să stai acolo pentru eternitate, pe de altă parte să fie ceva confortant care te atrage. Ți este locul acolo. Nu va fi nicio sforțare. Cum spuneam la una în lecțiile trecute, că vom fi priviți ca sfinți. Și spune Scriptura că noi avem locuri de domnie acolo, scaune. Adică locul tău te așteaptă. Acolo vei ședea în prezența slavei lui Dumnezeu. Gândindu-ne la astfel de lucruri, cred că putem cânta mai frumos cântarea Adă, Doamne, ziua aceea, care v-am spus că e ziua odihnei care nu se mai gata. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.